Bună tuturor și bine ați venit la un nou videoclip pe canalul Investește Simplu. De mult nu m-am mai uitat în spate pe acest cont să analizez exact ce s-a întâmplat și cam ce randamente am eu de fapt în dividend anul acesta în 2024 doar după banii investiți de mine. Dar înainte să ne uităm peste calcule, vreau să vă arăt un mic logo pe care l-am făcut pentru canalul Investește Simplu. Sunt curios dacă voi ați avea nevoie de așa ceva, m-am gândit să-l fac ca și un magnet de frigider și acolo scrie aleg să-mi construiesc viitorul. Da, pentru a fi tot timpul lipit acolo pe frigider și când îl deschizi să-ți dai seama că, bă, de fapt, tu trebuie să faci ceva în viața asta și fiecare alegere pe care o facem noi ne duce și ne construiește viitorul. Dacă cumva sunteți interesați să aveți și voi așa ceva, probabil costul de producție o să fie undeva la 25 de lei, maxim 30, dar, din păcate, probabil acolo va mai intra și taxa de transport. Dar asta o să vedem cu timpul. Pentru cei care doresc acest mic magnet de frigider, puteți să mă contactați pe numărul meu din descriere. Dar haideți să intrăm totuși în calcule, să vedem împreună cum am reușit să obțin 13,77% în randament din dividendele din 2024. Și asta înaintea oricărui dividend special de la OMV Petrom. Vreau să luăm un pic aceste calcule mai separat pentru că eu în momentul de față am investiți din banii mei personali 89.205. Dar este o mică mare diferență la acest 89.000 pentru că, după cum poate unii dintre voi știți care sunteți mai vechi pe canal, eu am și un credit de investiții unde am investit 35.400 de lei din banii băncii la care eu în momentul de față plătesc rate. Ei bine, acesta este extrasul de cont, să zic așa, ratele pe care eu trebuie să le plătesc, deja am plătit și luna aprilie 2024, da, și am calculat următoarele lucruri. Eu ca și credit plătit, tot ce înseamnă acest credit de 45.000, pentru că eu am împrumutat 45.000 din care am investit doar 35.400, am reușit să plătesc deja 16.000 de lei. Pe urmă, totalul plătit, atât creditul plătit din acei 45.000 plus dobânda egal 21.125. Deci, după acest credit, eu până în momentul de față, după acei 35.400 de lei investiți cu banii băncii, am plătit cu tot cu dobândă și absolut tot până acum 21.125 de lei, cum vedem aici, din care total dobândă a fost 6.285. Ei bine, eu ce am făcut aici? Am trecut la valoare investită 89.205 lei. Asta ar fi un randament în portofoliu ca și dividend de 11,57%. Da, acești 10.000 de lei pe care eu o să-i obțin în acest an 2024 pentru anul 2023, în momentul de față dețin aceste acțiuni, dividendele sunt aproape plătite și în mare o să rămână acestea și atunci eu o să încasez aproape 100% 10.317 lei. Da, vedem că se va apropia cât de repede și ex-date-ul la OMV Petrom, după care o să încasez 7.696 de lei, la Hidroelectrica încă 2.651. Dar ce putem să vedem aici este următorul lucru. După cum vedeți, eu am trecut aici 35.400 de lei, toate sumele acestea sunt exprimate în lei, iar plătiți până acum, în acest parcurs al creditului, doar 21.125 de lei. Atât am plătit eu din buzunarul meu cu tot cu dobânda acumulată. Deci aici există o diferență de 14.275 de lei de care eu mă folosesc, încasez randamente, dar încă nu am plătit. Eu încă mai am 14.000 de lei primiți de la bancă care în momentul de față lucrează pentru mine și la care încă nu am plătit nici măcar o rată. Este drept că primele dividende o să le încasez undeva în iunie, da, și atunci probabil acest randament de 13,77% va trebui să-l updatez cu încă 1800 de lei, da, l-am updatat în momentul de față și vedem că totuși mai am o diferență de 12.475. Da, asta ar însemna să treacă și luna iunie când o să încasez dividendele în așa fel încât să am un randament în dividend de 13,45. Nu știu dacă știți, dar Warren Buffett câștigă foarte, foarte mulți bani din dividendele companiei Coca-Cola.
El a achiziționat cu mult timp în urmă această companie, are o creștere destul de ridicată în prețul per acțiune și acum se bucură de dividende foarte, foarte mari. Ei bine, în momentul de față, cam asta pot să o spun și eu. Deja am ceva timp în investiții și banii investiți strict de mine, că despre asta vreau să vorbesc cel mai mult, banii care pleacă de la mine din buzunar și care au lucrat pentru mine sunt aceștia, dar restul pe contul meu de investiții, care în momentul de față se află la 168.272 de lei, sunt făcuți din banii care au muncit pentru mine. Este drept că în realitate aceasta este suma pe care eu am investit-o, dar banii investiți strict din banii mei până în momentul de față când filmez acest videoclip și chiar și cu 2 luni înainte, până în luna iunie, când o să ajung și să încasez aceste dividende de 10.000 de lei, cam acestea sunt cifrele, da? Investiți total din banii mei 76.730 de lei și asta mi-ar aduce un randament de 13,45%. Și chiar dacă ar fi să calculăm randamentul la suma investită cu tot împrumutul meu, da, acești 35.000, totuși este un randament în dividend destul de interesant de 11,5%. Și să nu mai vorbim de un viitor posibil dividend la OMV Petrom. Teoretic, după valoarea prețului meu mediu, randamentul acestui portofoliu este de 7,52% în momentul de față și raportat la valoarea investită din banii mei este 13,45. Dar ce se întâmplă, și sunt foarte curios și eu pentru că n-am făcut calculele înainte cu dividendul special, dacă această companie OMV Petrom va distribui și dividend special? Ei bine, haide să punem să vedem ce se întâmplă. Vedem că ca și valoare investită, dacă eu nu aș mai investi niciun ban în momentul de față și cu toți banii investiți din creditul meu de investiții, anul acesta eu ar mai trebui să plătesc încă 8.100 de lei aproximativ față de această sumă, da, aș ajunge undeva la 85.000 plus minus ca și valoare investită totală din banii mei, da, pentru că și ce plătesc băncii, teoretic, trebuie să se considere valoarea investită din banii mei. Da, și dacă ar fi să calculăm la toată investiția, până acum, fără să punem dobânda băncii și restul de capital pe care eu l-am folosit, aș avea un randament de 21% aproape ca și sumă investită, dar ca și banii mei personali până în momentul de față, dacă ar fi să adun și acei 8.100 de lei, să zicem că o să termin acest an 2024 de plătit ca și rate, eu aș ajunge la un 83.000 de lei investiți din banii mei și randamentul în dividend ar fi de 22,5%. De-aia îmi place mie foarte mult să fiu investitor pe termen lung pentru că munca pe care eu am depus-o în trecut, da, să investesc anumite sume de bani începe să-mi aducă un randament în plus. În momentul de față, eu am rezultate destul de bune în acest dividend, dacă o să fie cazul și de un dividend special, deja foarte, foarte bune. Clar, doar la suma pe care eu am investit-o. Asta nu o calculăm pentru a vedea randamentul pe care îl avem într-un an de zile, ci îl calculez doar pentru a mă bucura și a vedea de fapt rezultatele investițiilor mele. Deja sumele devin din ce în ce mai bune, după cum poate ați văzut, 18.000 de lei ar fi un dividend extraordinar pentru mine anul acesta, dar să zicem că OMV Petrom va distribui un 0,035 lei per acțiune ca și dividend special, ceea ce s-ar traduce în randamentul investit din banii mei la un 20% și în total investiție aproximativ 18,8. Deci, capitalul pe care eu l-am pus cu mult timp în urmă îmi aduce randamente destul de bune. Clar, eu am avut și anumite alegeri pe care le-am făcut în trecut, mai bune sau mai puțin bune, care m-au adus la o valoare a contului de 168.272 de lei. Dar de asta mie îmi place foarte mult să-mi aduc aminte, de fapt, câți bani am investit eu din buzunarul meu propriu și să realizez ce randamente bune îmi aduc banii pe care eu i-am pus în trecut la treabă pentru mine și pentru că am reușit cumva să-i manageriez destul de bine, îmi aduc astfel de rezultate, da? Pentru că eu am avut creștere de capital, am avut dividende în trecut, după cum putem să vedem și pe acest grafic, în care vedem dividendele pe care eu le-am obținut în trecut, da, și vedem cum această linie cu verde
ar fi dividendele acumulate și reinvestite, care dacă în acest an 2024 să încasez un 18.000 de lei, ar ajunge la 41.000 doar din randamentele banilor puși la treabă de mine. Da? Deja sumele se adună din ce în ce mai mult, dar haide să zicem că o să fie un 11.000 de lei, care poate este în realitate realul care se poate întâmpla, și vedem dobânda compusă cum ajunge din ce în ce mai sus. În momentul de față, valoarea contului se află la 168.272 de lei și dacă ar fi să o trecem și aici, 168.272, am vedea o creștere și mai bună, da? Chiar dacă dividendul raportat la valoarea contului în momentul de față nu este foarte ridicată, pentru că este un aproximativ 7,52% din prețul meu mediu, mare atenție, iar eu am peste prețul mediu și un profit de 27.000 de lei, este abia de 7,52%. Ca să vedem rezultatele anuale, clar, după aceste procentaje, să zic așa, ar trebui să ne ghidăm, plus creșterea de capital. Dar ca să-ți crească ție moralul ca și investitor, după mine trebuie să te ghidezi și după aceste calcule, care îți aduc o bucurie foarte mare când vezi că banii pe care tu i-ai pus la treabă, da, toți banii care ți-au părăsit ție buzunarul și tu ai muncit foarte mult pentru acei bani, cum sunt acești 89.000 de lei pentru mine, da, pentru că am investit chiar și cu credit de investiții, sau mă rog, mai mult credit de nevoi personale, dar tot eu plătesc rata și atunci tot eu duc această povară, am reușit să-i pun la treabă și anul acesta, într-un caz excepțional, aș reuși să fac un 18%, dar și dacă ar fi să fie în felul acesta, și anume să nu încasez absolut niciun dividend special, deja randamentul în dividend pentru mine personal este peste 11%. Și în felul acesta putem să vedem împreună ce înseamnă de fapt time in the market, da, nu timing the market, ci time in the market. Vedem rezultate din ce în ce mai bune, dobânda compusă începe să spună cuvântul, după cum putem să o vedem și în acest grafic, această linie cu roșu crește din ce în ce mai mult și atunci noi ca și investitori nu putem decât să ne bucurăm de rezultatele banilor produși de banii noștri și viața să devină din ce în ce mai ușoară pentru noi ca și investitori și ca oameni în primul rând, pentru că acest venit pasiv pentru mine înseamnă destul de mult. 10.000 de lei deja este o sumă destul de consistentă și un anumit target sub care nu aș mai vrea să scad absolut niciodată de aici încolo și sper eu că nu se va întâmpla acest lucru. Vedem că ar ajunge la un aproximativ 850 de lei ca și venit pasiv în momentul de față pentru mine pe lună. Dacă tu ai o garsonieră și poate o închiriezi cu un 250 de euro, să zic, ce mai plătești la stat acei 10%, să zicem că rămâi cu 225, plus poate mai ai lună în care nu ai chiriaș, se mai strigă câte ceva, plus minus după mine este aproximativ același randament net, pentru că acest randament este unul net, de 859 de lei pe lună, da, cu care până la urmă chiar rămâi în buzunar. Și să nu uităm că eu, pentru că investesc deja de 4 ani, 4 ani jumate deja, am reușit să obțin un randament destul de bun și creștere de capital iarăși destul de bună. Da, de asta am vrut să fac acest videoclip, să vedeți și voi, să văd și eu anumite calcule prin care pot vedea de fapt banii investiți din buzunarul meu, pe care din păcate i-am muncit cu greu, da, cum îmi aduc rezultate chiar foarte bune. Și voi ați putea să faceți treaba asta pe o perioadă mai lungă de timp, da? Când deja banii tăi aduc bani pe care îi reinvestești și acei bani reinvestiți îți produc și mai mulți bani, în așa fel încât bulgărele tău de zăpadă să crească din ce în ce mai mult. Sper că ți-a plăcut acest videoclip și dacă ai aflat ceva interesant sau măcar te-a ajutat cu ceva, nu uita să distribui acest videoclip, să te abonezi și să lași un like, pentru că mă ajută să cresc acest canal. Și până data viitoare, nu uita, alege să-ți construiești viitorul!